Nouă se separă. Într-o familie de profesori respectabili din această urmea noastră. Și cu fiecare întâlnire pe care o aveam, respectul meu creștea. Să știți că nu pentru... Sau nu m-a impresionat cariera. Da, a avut o carieră culminată. Ci omenia. Omenia care l-a caracterizat pe acest om prin excelență. Poate ne întrebăm, generic vorbim, de ce mergem la mormântări? Sau poate de ce suntem astăzi aici? Și sigur, ne dăm răspunsul. Din respect sau din recunoștință. Mai ales în cazul de față. Sau pentru a consola, să fim alături de doamna Cornelia. Suntem aici pentru a ne ruga. Dar vreau să vă spun ceva. Și spun împreună cu biserica. Suntem aici pentru a învăța. Domnul profesor a urcat din nou la catedra astăzi. Astăzi nu va preda medicină, ci omenie. Și vreau să vă spun ceva. Ce am observat eu la acest om? În primul rând, responsabilitate. Orice i-am oferit, sigur, în domeniul dumneavoastră, a dus la sfârșit. Apoi, discreție. Știți foarte bine. Toată viața a fost discret, până la moarte. În ultimii ani de viață, ne-a binecuvântat cu prezența în comunitatea noastră, Biserica Bob, aproape în fiecare duminică. Eram obișnuit să mă uit în partea stângă, în spatele bisericii. Venea înaintea mea de fiecare dată, aproape de fiecare dată. A fost o mare cinste. În momentul în care n-am mai venit în urmă cu aproximativ 2 luni, m-am întrebat, dar n-am avut curajul să sun, să nu creadă că iau la rost. Mai ales că nu aveam nimic cu comunitatea noastră. Veneau din respect. Veneau la biserică. Și atunci am întrebat. Am întrebat prieteni apropiați. Și atât știam. Da, am trecut printr-o operație. Mă simt bine. Puțin respirația. N-am povărat pe nimeni. Asta înseamnă discreție. N-a spus nimănui durerile, necazurile lui. Le-a ținut pentru el și pentru cei foarte apropiați. Pe ceilalți nu i-am povărat. Apoi, ce am recunoscut o altă calitate,